Primele cireșe moldovenești au apărut pe tarabele piețelor din capitală. La piața centrală din Chișinău, prețul unui kilogram variază între 50 și 100 de lei. Cu toate acestea, fructele sunt mai mult admirate decât procurate din cauza prețurilor mari, spun unii cumpărători. Cei care nu pot trece totuși pe alături fără să pună ceva în pungă spun că se limitează la doar câteva sute de grame. Unii comercianți din piața centrală spun că primele fructe mereu sunt mai scumpe și că au cules roada din grădina proprie. Este și cazul Nataliei din satul Ulmu, Ialoveni, care vindea cireșe cu 70 de lei kilogramul. 70 de lei kilogramul, da. Sunt mai mărunte, dar e cireașa noastră, moldovnească. Comercianții mai spun că nu se plâng de lipsa cumpărătorilor, însă majoritatea își limitează bugetul la câteva sute de grame de fructe. Da, de poftă. Un pic așa, 200 de grame, 100 de grame, după buzunarul fiecăruia. Știți că e bunicic, așa e dulcuță, are aroma cireșului, e bună. Câte kilogramul? 50 de lei. Unii cumpărători spun însă că cireșele sunt scumpe și vor aștepta să guste din roada proprie. Da, ce este cireșul mărunțel, 100 de lei. Nu mai cumpăr. Pentru salariul nostru, pentru pensia noastră, sunt foarte scumpe. Și când îți mâncați cireș? Când îți mâncați cireș? Și așa, 100 de lei du-te și mănâncă. Știi să mănânci. Și ele primele cireș, asta e ca iarba să socoate, așa. Alții însă spun că vor procura foarte puțin, doar pentru a-și prinde pofta. Chiar dacă cu un iofcos. Știu ce gust are, dar știți, când vrei să-ți prinzi pofta, când vrei tare, nu o să cumpăr un kilogram, doar vreo 200-300 de grame, ca să gust. Am 200-300 poprovovăci. Precizăm că în primăvara anului trecut, un kilogram de cireșe de mai costa la piață între 90 și 100 de lei.